victorie mare pentru noi, care ne dă speranță că putem să intrăm din nou în, eșalon 2. Felicit echipa noastră pentru modul cum a luptat astăzi și cred că și publicului care ne-a ajutat foarte mult, am tot practic am prins ani. Echipa noastră nu a făcut decât să joace foarte tare și să profite de oboseala pe care o are echipa Vârsu, faptul că are multe accidentări și în momentul ăsta o repriză a doua care ne-a aparținut foarte mult și pregătirea fizică în plus și așa cu încă o dată sunt fericit pe jucătorii noastre și pe tot publicul din Brăila pentru această mare victorie. Urmează un meci cu Zalău. Urmează meciul de la Baia Mare. De la Baia Mare și după aia acasă cu Zalău. În primul rând, acum important este că avem jucătoarele valide și trebuie să luăm pas cu pas fiecare joc. Haideți să ne bucurăm astăzi pentru această victorie și vedem ce va fi data viitoare.